Ziua Națională a Meseriilor este sărbătorită în fiecare an la data de 11 martie. Elevii Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu din Alexandria au sărbătorit-o în avans prin muncă și ne-au prezentat câteva dintre meseriile de bază pe care le practică în funcție de profilul ales. Astfel că, sub supravegherea cadrelor didactice, școlarii au fost încântați să ne povestească despre meseriile alese. Am vrut să am o calificare ca să mă ajute la o meserie. Facem la acest Dacia 1310 și la mașinării. Și echilibrăm roți. Facem mâncare. Cum ar fi gogoși și lucrăm patiserie. Am ales în special pentru această specializare, specializarea de tehnician ecolog și calitatea protecției mediului, pentru că starea mediului înconjurător depinde numai și numai de fiecare dintre noi. Evenimentul a fost și un bun prilej de a prezenta oferta educațională elevilor de clasa 8-a. Astăzi, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Alexandria și-a deschis porțile pentru a se prezenta și a-și prezenta oferta educațională cu ocazia Zilei Naționale a Meseriilor. Anul acesta, Ziua Națională a Meseriilor, instituită prin lege în data de 11 martie, se desfășoară sub genericul Meseria face diferența. Și da, noi întărim acest lucru și dorim să demonstrăm că meseria face diferența. Face diferența între a-ți câștiga traiul foarte bine, între a-ți avea o meserie foarte bună, un elev bine pregătit, un tânăr bine pregătit, într-unul din domeniile mecanică, industria alimentară, protecția mediului, servicii, poate să reușească pe piața forței de muncă într-una din meseriile mecanic auto, tehnician în analize produse alimentare, tehnician în industria alimentară, brutar patiser, tehnician în protecția calității mediului, de asemenea tehnician veterinar, tehnician în agricultură, deoarece agenții economici au nevoie de tineri bine pregătiți, tineri bine instruiți. Aici elevii claselor de mecanică, specializarea mecanică auto, desfășoară activitățile de instruire practică. Avem un grup de fete care tot din materiale reciclabile confecționează diferite obiecte. Acolo este rodul activităților din ultimele 3 zile. Au reprezentat atât sistemul solar, cât și diferite aranjamente florale. La evenimentul ce a avut loc cu ocazia Zilei Naționale a Meseriilor au luat parte și elevi de la mai multe unități de învățământ din județul Telorman.